Stoian, purtător de cuvânt ISU Brăila. Bună dimineața! Mă interesează, dar tot altceva nu știu. Mă interesează. Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Ce informații aveți despre această ambulanță blocată în Nămeți? Ambulanța este blocată din cauza unui sul de zăpadă format în urma căderilor de zăpadă și a viscolului. Acesta s-a format în cursul nopții, deoarece aseară din aceeași zonă a plecat ambulanța cu gravirea spre Slobozia. În acest moment, asistenta și șoferul de pe ambulanță se deplasează cu trusa de ajutor medical către bătrâna respectivă. Aceasta este cunoscută ca fiind o persoană cu antecedente medicale. Pe lângă puterile de tensiune, în acest moment acuză și dureri abdominale. Stați puțin, domnul Stoian, ambulanța nu a ajuns la pacientă, s-a blocat pe drum, iar medicul și asistent au pornit pe jos spre casa pacientei, asta spuneți? Da, asta v-am spus, da. Ambulanța este la aproximativ un kilometru de localitatea respectivă. Aceștia se deplasează pe jos, asistenta și șoferul de pe ambulanță. Am înțeles. Vă întreb pentru că noi aveam informația că pacienta era deja în acea ambulanță și ambulanța... Nu. Cei de la ambulanță se deplasează spre jos către persoana respectivă. Așa. Ce măsuri s-au luat astfel încât drumul respectiv să fie degajat? În momentul în care, în perioada cât se acordă ajutorul medical, să lua legătura cu cei de la primăria din Dudești și de la drumuri care sunt în zona, astfel încât să deblocheze zona respectivă. Da, o chestiune care oricum va dura destul de mult și dacă e vorba să parcurgă un kilometru pe jos, e o distanță destul de mare, iar în situația în care bătrâna va avea nevoie să fie transportată cu ambulanța la spital, nu știu cum se va putea face acest lucru, pentru că nu cred că pot cei doi să o care pe o targă sau ceva. Nu se pune cazul. În cazul în care ambulanța nu va poate ajunge, se va găsi un utilaj în comună să fie adusă până la ambulanță. Deci până la ambulanță este problema, deoarece foarte aproape de zona respectivă, aproape, nu chiar foarte, este localitatea Bărăganu, care se află pe drumul național 21. Un drum național care leagă Brăila de Slobozia, pe care se circulă fără probleme. Ce știți, ce informații aveți despre pacienta aceasta care a cerut ajutorul ambulanței? Cum vă spuneam, este cunoscută că cu antecedente medicale, ei îi se acordă frecvent asistență medicală de către personalul medical din comună, dar acum a solicitat și transportul la spital. Da, și de ce nu a fost adusă din timp la spital? Pentru că știu că s-au făcut demersuri în această direcție. Persoanele aflate în situații speciale, dacă doamna respectivă e în vârstă și este cunoscută cu antecedente medicale, bănuiesc că ar fi trebuit transportată din timp pentru a nu se ajunge la această situație. Dumneavoastră este într-adevăr cunoscută cu antecedente medicale, dar nu este un caz special cum sunt dializați sau persoanele gravide ca să fie nevoie transportul la spital înainte de manifestări de fenomene meteopericuloase. La ora asta. În acest moment este singurul caz la care se intervine și la care este solicitare și care este puțin deosebită din cauza acelui drum care este blocat de sulul de zăpadă. Câte drumuri sunt închise în acest moment în Brăila? Aveți această informație? Drumul județene avem blocate 18 din cauza fenomenelor meteo și 3 drumuri naționale. Acestea sunt închise și preventiv și din cauza sectoarelor drum din județele limitrofe. Mă refer la județul Buzău și județul Vrancea, unde, știți, pe parcursul zilei de ieri am avut cod roșu de viscol. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ștefan, pentru aceste informații. Așadar...